Spune, acest derby dintre cele două echipe e chiar așa o, cum să spun, creează o stare de seminebunie, să zic acolo, ceva... Nu neapărat seminebunie, dar așa ca da, o, ca o presiune extraordinară, cum să spun, meci de hotar, meci... Este un meci în care victoria este foarte importantă, e ca o finală. Și pentru jucători, pentru că i-am simțit, cel puțin cei care sunt mai vechi la echipă, i-am simțit extraordinar de montați și de motivați în perspectiva acelui joc. Și pentru suporteri, pentru că suporterii chiar au venit la bază, la un anumit punct, au venit într-un grup destul de numeros, a fost o discuție constructivă și chiar au subliniat, evident, importanța... S-a cerut să bateți creva la Mititelu, ca să zic așa. S-a subliniat importanța meciului, nu neapărat a fost o cerință, a fost, nu știu, ceva în care e obligatorie victoria, dar s-a subliniat importanța pentru ei, pentru suporteri, pentru galerie. Și jucătorii au conștientizat acest lucru și, v-am spus, deci... Modul în care au fost ei, ca stare mentală, ca stare psihică, mi s-a părut impresionant. Dar eu am mai trăit treaba asta, chiar ca și jucător, pentru că la UTA, știți că e acea rivalitate cu Poli. Da, când eram jucător în 2006, înaintea meciului cu Poli, au venit suporterii cu torțe, cu nebunii. Au venit la un antrenament pre-învergător jocului cu două zile înainte. Efectiv au creat atmosferă la acel antrenament și ne-au spus nici nu ne interesează nimic altceva în acest sezon și dacă retrogradează de echipa să trebuie Timișoara. Să-i batem pe Timișoara. Și eu mi-aduc aminte că a fost, cum a spus dumneavoastră, o nebunie totală. Adică am plecat două mașini de jandarmi în față, două mașini de jandarmi în spate, nu am plecat cu autocarul inscripționat, zburau pietrele către noi. Deci am plecat cu blindata jandarmilor de la stadion de la Timișoara. Deci a fost, chiar da, era... frumoase rivalitățile astea, dacă nu se exagerează. Exact. La noi, de regulă, derapează. Adică da. Se termină tot cu aruncat de pietre în parbriz. Exact, exact. Dar se simte la nivelul gazonului, un asemenea meci se simte altfel. Zi-mi altceva. Lumea vine la Craiova, în special la Craiova lui Rotaru, ca să zic așa. Dar din ce se observă de la distanță, ea vine să uită, dar... nu încurajează echipa așa cum se făcea altădată. Greșesc eu sau e adevărat? Adică lumea e mai degrabă spectatoare decât suporteră. Eu nu pot să fac comparație cu alte vremuri. Eu ce pot să spun că am simțit o atmosferă frumoasă de fiecare dată când am fost pe un Oblemenco. Am văzut acum de la televizor, am văzut la Severin și într-adevăr la Severin părea de multe ori o atmosferă așa mai de teatru, să spunem. Dar pe un Oblemenco atmosfera este foarte frumoasă și chiar am simțit sprijinul suporterilor în meciurile jucate pe un Oblemenco. Ia spunem, dacă ar veni, ad absurdum, vă rog, teoretic vorbind, o ofertă de la Mititelu să preiei cealaltă echipă a Craiovei? Nu știu, eu acum n-aș putea să spun nici da, nici nu, nici unei eventuale oferte din Liga 1, adică e clar că orice ofertă trebuie analizată. V-am spus, sunt anumite lucruri pe care eu, ca antrenor, trebuie să le discut foarte serios cu conducătorii clubului respectiv, pentru că sunt aspecte care sunt foarte importante, începând de la infrastructură, modul în care se pune problema, ce se urmărește pe termen mediu-lung. Da, în clipa asta în care vorbim, Giussi, ai vreo ofertă? Au fost discuții. În clipa asta nu, dar chiar săptămâna trecută au fost că ceva discuții. Tu ești unul...